telespectatori, bună seara! Urmăriți în continuare evenimentul zilei. Chinion pentru un șofer din orașul Soroca. A parcat seara automobilul în propria ogradă, ca mai apoi dimineața să o găsească fără roți. Cine sunt făptași încă nu se știe. Poliția investighează cazul. Incidentul s-a produs pe 20 septembrie. Omul și-a parcat automobilul în seara respectivă, ca de obicei, în ograda blocului de locuit. A doua zi dimineața, ghinion. În locul roților, mașina era parcată pe cotileț. La fața locului a fost chemată poliția. Viehala operativna grupa, grupa în составе следователя, участкового инспектора и сотрудника уголовного розыска, и где было установлено, что действительно машина находилась, была поставлена вечером 20 сентября, и в ночью были украдены 4 колеса. Машина Audi 80. Pe acest caz a fost intentat un dosar penal și hoții sunt în căutare de către poliția orășenească. Пока лица не обнаружены, но я думаю, в ближайшее время мы обнаружим данных. И видно, что действовал не один человек, потому что все 4 колеса снять и поставить ее на кирпичи, это действует группа лиц, не один человек. Asemenea, furturi a pieselor de automobil au mai fost înregistrate în orașul Soroca. Poliția a reținut recent un grup de hoți. У нас также были случаи зарегистрированы в этом году и были пойманы 3 молодых лиц мужского пола, возраст 25-20 лет, сами проживают в сельских зонах, не в городе, которые выезжали вечером, проезжая по городу Сорок, по улицам, находили места затемненные, где нету света, и грабили в машине, что находилось, начиная от дворников, наконечник на глушитель, заканчивая колесами и аккумуляторами. Dacă vor fi găsiți vinoveți, făptașii riscă până la 6 ani de închisoare. Oamenii legii fac un apel către toți posesorii de automobile pentru a nu le lăsa fără supraveghere, mai ales pe timp de noapte. Обращаюсь к всем владельцам автотранспорта не оставлять так без хозяйственной своей машины, потому что я понимаю, сотрудники полиции работают днем и ночью, но мы не в силах обеспечить и охрану каждого транспорта. Есть стоянки в городе, достаточно мест. Я, например, могу ставить машину на стоянку и спать спокойно, чтобы не было никаких случаев. Даже если вы оставляете машины возле дома, можно как-то скооперироваться и сделать хотя бы освещение. În anul trecut, în orașul Soroca au fost înregistrate 3 cazuri de furt de automobile, 2 dintre care au fost descoperite. Anul acesta situația este sub control și potrivit poliției cazuri similare nu sunt. Ne aduce roade bogate, dar nu și prețuri convenabile la cumpărarea producției agricole. Sorocenii nu se prea grăbesc să meargă la piață, deoarece prețurile bat la buzunar. În toamna aceasta, prețurile la producția agricolă la piața din Soroca au crescut considerabil, fapt ce ne mulțumește pe oameni. Pentru Moldova, care este o țară agrară, desigur că roșiile costă 15 lei, e scump. Pentru că e scump, tot cine se vede, tot e scump. Abia asta e așa, tot e scump, tot e scump, tot. Dintr-o pensie de 800 de lei, înțelegeți, nu faci dacă, de pildă, un kilogram de patlăjele noi am ajuns acum, când e septembrie. Anul trecut, în vremea asta, poate erau 3-4 lei. Anul ăsta e 14-15 lei. Comparativ cu anul trecut, prețurile au fost majorate de 2-3 ori. Un kilogram de ardei variază de la 5 la 7 lei, cartofii 4-5 lei, ceapa poate fi cumpărată cu 5 lei pentru un kilogram, castraveții 10 lei, poama de la 18 la 22 lei, iar roșiile au devenit de mare preț. Costul unui kilogram este de 10-15 lei. Vânzătorii au și ei un argument. De nevoie noi suntem pe piață, așteptăm că te ieși acât. Plătim loc, analiză, hrănenie și rămâne nou. Prețurile la sămânță e scump, pentru seră ca să facem, ne costă scump. Pelicula e scump, tot e scump. Și vie și apicere, scump. Otrăvurile e scump, tot și de fără nisrochitel nu crește. Foarte greu. 10 lei. De ce este așa? Tata, dacă se termină, de-am tumanul le-o stricat, le patează. Dar dacă lumea muncește, vreau și un preț mai bun. Țăranii care își cresc singuri marfa dau vina pe intermediari și spun că le este foarte greu să-și vândă producția. Noi facem noi în grădină, noi punem în grădină și popșoș, cartofi, fasolă, și o leacă de gorșa, și o leacă de chiperi. Eu cu 4 lei și n-am cuida, pentru că e ca speculanță. Ei cumpără. Ei cumpără cu 4, cu 3 lei, cum îi vând, și ei vând, ia ca uitatul, cum îi, cu 7, cu 8 lei. Vânzătorii intermediari, la rândul lor, spun că majorarea prețurilor este influențată chiar de producătorii agricoli. Cred că sunt mari. Mari sunt, pentru că
Leafa acum e foarte puțină și se simte, pentru că lumea nu are bani, se simte. Anii precedenți au fost mai bine vânzarea, anii aceștia se este mai puțin. Chiar proprietarii care o produc, chiar ei ridică prețul. Chiar ei sunt. Asta a fost luată în 6, se vede 7, 1 leu, nu-i nimic. Și la pom la fel, 1 leu, 2, cel mult. Oamenii deseori își pun întrebarea cine totuși reglementează prețurile de la piață. Am încercat să găsim un răspuns la autoritățile raionului. În Republica Moldova este o hotărâre de guvern care este în funcție și până ziua de azi. În hotărârea dată avem 21 de poziții, unde sunt incluse mai multe mărfuri social importante la care se reglementează prețurile, nu prețurile, dar adaosul comercial. Adică produsele care sunt incluse în lista dată se comercializează la preț liber, adică la prețul cu care sunt achiziționate, dar realizatorii nu au dreptul să aplice un adaos comercial mai mare de 20%. În cadrul Consiliului Raional Soroca, în cadrul primăriei orașului Soroca, nu sunt colaboratori care ar avea drept de a controla chestiile și de a primi careva măsuri. Care ar fi totuși soluția cu prețurile la piața din Soroca nu știe nimeni. Cert însă este faptul că aceste condiții sunt dictate de economia de piață. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea informativă, evenimentul zilei, cele bune!